În primul rând, ceea ce vreau să vă spun este că țara aceasta are și oameni normali, încă normali, care se uită cu ironie la ceea ce se întâmplă și spun, toți care ieșiți pe străzi și manifestați că nu vreți să fiți tată, nu vreți să fiți mamă și că familia este demodată, mulțumiți lui Dumnezeu că au existat doi oameni normali, că altfel nu vă nășteați. Altfel nu vă nășteați. Voi care spuneți, n-avem nevoie de mamă și tată, băi, dacă nu era mama și tată, nu existai tu. Ai ieșit pe stradă să protestezi împotriva lui taică-tu și al lui maică-ta. Lumea nebunită. Deci, din Corinteni, capitolul 4, de la 14 la 17, citim toți cu voce tare, dacă ați ajuns acolo. Cel care vorbește, cel care scrie, este apostolul Pavel. Nu vă scriu aceste lucruri ca să vă fac rușine, ci ca să vă sfătuiesc ca pe niște copii prea iubiți ai mei. Căci chiar dacă ați avea 10.000 de învățători în Hristos, totuși n-aveți mai mulți părinți, pentru că eu v-am născut în Hristos Iisus prin Evanghelie. De aceea, vă rog să călcați pe urmele mele. Pentru aceasta v-am trimis pe Timotei, care este copilul meu preiubit și credincios în Domnul. El vă va aduce aminte de felul meu de purtare în Hristos și de felul cum învăț eu pe oameni pretutindeni în toate bisericile. Amin. Mi-ar trebui un scaun și ar trebui să avem o discuție așa de la inimă la inimă în familia de la Betel. Pentru mine subiectul acesta aduce involuntar aroma aftershave-ului pe care îl purta tata. Tema mea de dimineața aceasta este răspuns la întrebarea, este termenul tată învechit și demodat? Cine mai are astăzi nevoie de termenul tată? Întrebarea este retorică pentru că îmi dau seama că vorbesc cu oameni care deja au răspunsul la întrebarea aceasta. Aș vrea însă să recapitulăm și să ne întărim în credința noastră care este atacată astăzi. Ne aflăm în plină lună iunie, care este decretată aici și pe toată fața Pământului, prin hotărâri nu de jos în sus, ci de sus în jos. Cei care conduc lumea aceasta au proclamat luna iunie drept luna Pride Month for LGBTQ+. Este un atac direct asupra ceea ce noi numim rânduială. Este un haos care este infuzat de cei care conduc lumea aceasta pentru scopurile lor obscure, dacă le au, dacă nu, cumva sunt de-a dreptul nebuni și n-au niciun scop. Este luna în care deviațiile de gen sunt sărbătorite. Și termenul mamă, tată, este atacat. Familie este atacată. Spuneam fraților de la școala noastră, de la clasa noastră de școală duminicală, și de-aia mi-ar trebui un scaun să stăm de vorbă. E realitatea pe care o trăim. Și dacă stai puțin și te obiectivizezi, zici, de ce au ales luna iunie? Oare de ce au ales exact luna iunie? Nu e aprilie, nu e octombrie, nu e august, iunie acum este luna asta. Pentru că în America ne aflăm astăzi între cele două mari sărbători ale familiei, Mother's Day și urmează Father's Day, iar pe 1 iunie este ziua copilului și au ales-o exact acum. Să ne scuipe direct între ochi. Care e răspunsul nostru? Care este răspunsul nostru? Și o să spun câteva lucruri despre termenul acesta de tată și rolul pe care îl are Dumnezeu în toate acestea. În primul rând, ceea ce vreau să vă spun este că țara aceasta are și oameni normali, încă normali, care
se uită cu ironie la ceea ce se întâmplă și spun, toți care ieșiți pe străzi și manifestați că nu vreți să fiți tată, nu vreți să fiți mamă și că familia este demodată, mulțumiți lui Dumnezeu că au existat doi oameni normali, că altfel nu vă nășteați. Altfel nu vă nășteați. Voi care spuneți, nu avem nevoie de mamă și tată, bă! Dacă nu era mama și tată, nu existai tu. Ai ieșit pe stradă să protestezi împotriva lui taică-tu și al lui maică-ta. Lumea nebunit. La termenul mândrie, la această obrăznicie de a merge împotriva rânduielilor lui Dumnezeu și a voii lui Dumnezeu, mi-a plăcut o poză care a apărut ieri în Ziar Creștin și l-a arătat pe Satana căzând și a spus a fost prima sărbătoare a mândriei. Pride Month. Pride a început în cer atunci când Lucifer s-a mândrit. Și mândria merge înaintea căderii. Și societatea noastră este pe buza unei păpasti. Este datoria noastră ca și biserică să apărăm punctul de vedere al lui Dumnezeu și să spunem copiilor noștri, fiți normali, nu vă lăsați îmbolnăviți de o societate infuzată, vaccinată, așa cum am fost vaccinați obligatoriu cu prostia asta care a fost cu COVID-ul, vor să ne vaccineze acum subtil împotriva ceea ce se numește voia lui Dumnezeu. Ce vom putea spune despre tată? Ce vom putea spune despre tată? În primul rând, aș vrea să pornesc așa cumva paradoxal, Matei capitolul 23. Deschideți la Matei capitolul 23, vedem ce spune Dumnezeu în problema aceasta. Matei capitolul 23. Și prima descoperire din dimineața aceasta este una paradoxală. Este un termen interzis de Dumnezeu. În contextul Bibliei, așa apare el. Matei capitolul 25 de la 5 23, pardon, de la 5 la 11, da? Iisus mustră pe cărturari și farisei. Aceștia se credeau un fel de părinți ai națiunii. Toate faptele lor le fac pentru ca să fie văzuți de oameni. Astfel își fac filacterele late și își fac veșmintele cu ciucuri lungi, umblă după locurile din tâi la ospețe și după scaunele din tâi în sinagogi. Le place să le zică, să le facă oamenii plecăciuni prin piețe și să le zică rabinule, rabinule, rabi, rabi. Voi să nu vă numiți rabi, și asta înseamnă învățător, fiindcă unul singur este învățătorul vostru, Hristos, și voi toți sunteți frați. Amin? Amin. E reglementarea lui Dumnezeu. Și versetul 9, paradoxal. Și tată, să nu numiți pe nimeni pe pământ. Pentru că unul singur este tatăl vostru, acela care este în ceruri. Și să nu vă numiți dascăl, căci unul singur este dascălul vostru, Hristosul. Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru, oricine se va înălța va fi smerit și oricine se va smeri va fi înălțat. L-am avut în casa mea și l-am avut în antorajul bisericii noastre pe Cornel Avramescu, un foarte bun creștin în Biserica Ortodoxă. Și mi-era foarte greu să aleg, îi zic sau nu îi zic, cum îi zic toți înoriașii din Biserica Ortodoxă, pentru că toți românii îi spuneau și îi spun lui Cornel Avramescu, cum îi spun? Părinte. Părinte. Poate un baptist să zică cuiva părinte? Când aici scrie, nu spui. Sunt lucruri la care trebuie să ne luminăm fiecare dintre noi și să vedem ce facem. Pentru că textul pe care l-am citit astăzi, Apostolul Pavel spune, puteți să aveți 1000 de învățători. Eu v-am născut. Nu vă scriu ca să vă mustru, vă scriu ca unor copii ai mei. Dacă ei sunt copiii lui, el ce este? E tata lor. Abuzurile care se făceau în lumea religioasă din timpul Domnului Iisus îl fac pe Domnul Iisus să spună nu practicați ce fac cărturarii și farisei, renunțați la titulaturile acestea dacă astea vă dau un motiv de mândrie, că mândria merge înaintea căderii. Să nu numiți pe nimeni dascăl. Că Biserica Ortodoxă are preot, are dascăl. Asta e structura, ABC-ul, nu?
Noi care suntem la clasele de școală duminicală, avem o clasă atunci când avem un dascăl. Traduceți-l așa cum este. Și Biblia are pasajele acestea care ne dau de gândit. Le desfințează Domnul Iisus. În altă parte, Apostolul Pavel spune și el a dat pe unii apostoli, pe alții evanghelici, pe alții păstori și învățători. Este sau nu este? Este sau nu este? Ce se spune Dumnezeu aici prin Domnul Iisus Hristos este: părăsiți orice fel de terminologie, chiar dacă este bună. Dacă termenii aceștia vă dau motiv să vă alterați în caracter și să aduceți în poporul lui Dumnezeu structuri care nu sunt după voia lui, n-aveți nicio autoritate să vă ridicați deasupra altora. Dacă termenul de pastor te face să te mâni, renunță la el. John MacArthur s-a schimbat în biserica lor și nu și-a mai spus decât elders. Elders pentru că elders era păstor, episcop sau elder. Și episcopul era deja corupt de ce se întâmplă în bisericile tradiționale, păstorul era deja corupt pentru ce se întâmplă în bisericile neoprotestante și au ales elders, bătrâni, era neglijat și ei, biserica lor, au elders. Pe de altă parte, fratele John MacArthur este păstor învățător al bisericii. Terminologiile sunt bune dacă nu sunt folosite pentru firea pământească. Ajută-ne, Doamne, să nu ne transformăm în oameni firești care să folosim terminologii bune pentru firea pământească și pentru lucruri rele. Amin? Deci aceasta e prima întâlnire care e așa cumva paradoxală cu termenul de tată. Dumnezeu nu îi muștă, îi mustră. Al doilea text este însă din Roman, capitolul 8, versetul 15, și timpul meu este scurt pentru un studiu, vi-l spun eu pe din afară, eu îl încep, dumneavoastră îl terminați. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere, vă duce în familie, vă pune în familie, din străin vă duce în familie, care ne face să strigăm Ava, adică Tată! Și al doilea lucru pe care îl învățăm în dimineața aceasta și îl spunem răspicat, este că termenul tată este ales de Dumnezeu pentru sine. El l-a ales. Dar putea să fie și altul? Bineînțeles că putea să fie și altul. Putea să fie stăpânul stăpânilor, domnul domnilor, putea să fie despotul suprem, putea să fie creatorul, putea să fie... Și el totuși, când vine Duhul Sfânt și te aduce în familia lui, primul lucru care te învață nu este să-i spui atotputernicul, Dumnezeu care mă vede, Elohim, eu știu ce și alte lucruri, ci Duhul Sfânt te învață să spui, care înseamnă, de fapt, tăticule, tăticule. Dumnezeu l-a ales pentru sine. Fratele Richard a avut misiune, a apucat să intre în Arabia Saudită, unde nu trebuia să intre, dar cumva a intrat, l-au arestat ea repede și a avut o discuție teologică cu ei acolo. Și au zis, dar ce aveți voi împotriva lui Iisus Hristos și a creștinismului? Și arabii au zis, păi de ce îi spuneți lui Dumnezeu Tată? Și de ce îi spuneți lui Iisus Hristos Fiu? Ce adică Dumnezeu are nevastă? Și s-a unit cu cineva și l-a născut. Ce chestiile astea? Cum Dumnezeu să intre prin canalul de naștere a unei femei? Nu se poate așa ceva. Allah! Allah! Voi faceți o brăznicii cu divinitatea voastră. Îi spuneți, Tată. Și nenea Richard a zis, în limba voastră și în toate limbile din Orient, când vrei să spui de cineva că este sursa tuturor răutăților, că de el pornesc toate conflictele, cum îl numiți? Tatăl războiului. Tatăl războiului. În sensul acesta, Dumnezeu se numește Tată. El este originatorul, El este începutul tuturor lucrurilor, El este sursa. De la El vin toate. Iar Fiul nu înseamnă că este născut de Dumnezeu dintr-o altă femeie. Nu asta spunem noi creștinii. Noi spunem că Fiul este de aceeași natură cu Dumnezeu.
Voi ce credeți despre, ei numesc altfel în arabă, despre Iisus? Și spun, e mare proroc și este împreună cu ceilalți profeți care au fost în Vechiul Testament și cu cei care sunt astăzi în poporul nostru, sunt copiii lui Dumnezeu. Și când va veni înapoi Mahomet, va veni Iisus Hristos, va fi la dreapta lui, că amândoi sunt copiii lui Dumnezeu. Nu spuneți voi? Da, așa este. Tată este un nume pe care Dumnezeu l-a ales pentru sine. Există în semantica, în cărcătura acestui cuvânt, ceva care este foarte caracteristic naturii lui Dumnezeu. E un text frumos pe care am vrut să-l citim toți, dar vi-l spun eu, Marcu, capitolul 14, versetul 36. Grădina din Ghețimani. Fiul agonizează. Paharul e prea greu. Și fiul vorbește cu Dumnezeu din cer și îi spune așa, el zicea, Ava. Și Marcu îl traduce pentru că Marcu scrie pentru romani, da? Matei pentru evrei, Marcu scrie pentru romani, Luca pentru toată lumea. Și zice, așa a zis. A zis Ava și traduce imediat, adică tată, adică tăticule. În Ghețimani, Domnul Iisus a vorbit cu și a spus, Ava, tăticule, ție toate lucrurile sunt cu putință. Depărtează de la mine paharul acesta. Totuși facă-se nu ce voiesc eu, ci ceea ce voiești tu. Dumnezeu a ales lucrul acesta pentru sine. Dă stabilitate la univers. Le așează toate lucrurile ca originând în El. El e începutul tuturor lucrurilor. Orice dar bun și desăvârșit ni se dă de sus, de la El e sursa tuturor lucrurilor. Nume care apare o singură dată în Biblie, Tatăl Luminilor. Nici noi nu știm nici astăzi ce vrea să spună Domnul Iisus. Cuvântul lui Dumnezeu când spune Tatăl Luminilor. Adică e Tatăl Soarelui, a Lunii, a Stelelor, a Tatăl Luminilor. Asta sunt ducuri, sunt serafimi, sunt ființe superioare și sfatul lui Dumnezeu. Și nu știm ce vrea să spună. Dar ideea e acolo că El este originatorul, patronează totul și totul este dintr-o natură cu El. Dintr-o natură cu El. Universul acesta este El și al Lui și seamănă cu El. Însușirile nevăzute ale Lui Dumnezeu se văd în lucrurile pe care le-a făcut El, dacă te uiți cu băgare de seamă. El este Tatăl. L-a ales pentru sine. Asta dă stabilitate Universului și societății de aici pe pământ. Socialismul a început foarte paradoxal, a început în Germania și nemții au ieșit pe stradă cu un slogan de ăsta și cu steagurile alea roșii și ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta și spunea așa, când mama Eva cosea și tata Adam săpa, atunci patron și burghez cine era? Și ideea e că comunismul e o întoarcere la structura așezată de Dumnezeu în creație, în care suntem într-o familie și suntem egali unii cu alții. Nu există unii deasupra și unii de desubt. Și francezii au luat de la nemții ideea pe care o aveau, bineînțeles, și ei de la... Nu mă bag acum prea mult în istorie. Și au spus egal, liberté, fraternité și egalité. Problema cu comunismul este că fraternité presupune existența cui? Dacă sunt frați, trebuie să existe un tată comun. Și asta a fost viciul de fond al comunismului. A transformat țările acelea în oameni orfani. L-au ucis pe Dumnezeu. Și societatea s-a dat peste cap și e haosul pe care îl produce acest sistem ideologic oriunde ajunge. Fraternite sub cine? E șchiop, e instabil, e haotic. Și atunci cere existența unei astfel de persoane și ajungi fără să vrei să-i spui unuia care nu merită, să-i spui tătucul
Hai că dumneavoastră să știți, copiii ăștia nu știu, dar dumneavoastră să știți, tătucul Stalin! Comunismul a produs niște figuri pe care le-a propulsat în imaginea de tată. Lenin este tatăl națiunii, până și ucigașul de Stalin este tatăl națiunii, Mao este tatăl națiunii chineze. Nu mai zic nimic. Și românii au viciul acesta de fond și de formă să propulseze pe cineva în imaginea de tată. Dumnezeu l-a ales pentru el pentru că dă stabilitate la tot ceea ce există. Și al treilea lucru pe care vreau să-l spun este, mă uitam la tinerii ăștia care cântau, cei patru, da? Victor tânăr și cu încă trei tineri. Un tată și trei tineri la care le urăm din toată inima ce să ajungă ce? Tați. Amin? Amin. Asta dă sens vieții și se așează societatea așa cum trebuie să fie. Fără tați, este haos. Este haos. Tată te face să semeni cu Dumnezeu în familia ta. Ce frază! Tată te face să semeni cu Dumnezeu în familia ta. Am un filmuleț care durează un minut. Nu o să mă pedepsiți că am adus un film la predică, da? Joseph, ia să vedem. Dă-i și muzica la... Este manifest pentru tații din familie. Ne legăm foarte mult de mamă. Nu-l băgăm în seamă pe tată. Ziua mamei este mare, ziua tatălui e... Mergem la parc. Mama ar merge la restaurant. Să mai departe. Și asta apără ideea de tată, nebăgată în seamă. Și de-aia am zis că pentru mine miroase aftershave-ul lui tata. Fără tată n-am fi nimica. Imaginea aceasta aș putea să o dublez cu imaginea de ieri dimineață la ora 8 și ceva. Ne-am adunat noi la rugăciune și unul singur dintre noi s-a deosebit de toți ceilalți, Lucian Ursan, care a venit la ora de rugăciune a bărbaților cu un cărucior în care era cine... Și am zis, aleluia, Lucian e tată. Frații și surori, ce am vrut eu să spun și o să mai spunem și duminica viitoare de ziua Tatălui este că nebunia aceasta a lumii care neagă esența realității, să nu ai tată, să nu ai mamă, noi vrem să spunem că Dumnezeu le-a așezat așa și bine le-a așezat, ca să fie clar că istampila lui el însuși se numește tată. O societate fără tată este o societate de orfani, este haos. Și probabil asta caută, să instileze oamenii aceștia care vor să conducă noua ordine mondială, să nu existe tați, să nu existe forme de autoritate, să fie singura autoritate. Mândrie pentru prostie. Dumnezeu este tată. Domnul Iisus l-a avut ca tătic. Refugiază-te în Dumnezeu pentru că El este un turn de scăpare. Când vine furtuna, El ne adună pe toți și ne păstrează pe toți până când se face soare afară. Mare Dumnezeu, Tatăl nostru! Iar pentru noi toți ceilalți, Tatăl este o chemare înaltă. Semeni cu Dumnezeu în locul în care existi. Nu-L lua ușor. Doamne, ajută-ne ca Tatăl să semănăm cu Tine în familia ta și în familiile noastre. Amin? Ne ridicăm și ne rugăm. Cei din Texas s-au organizat o conferință de normalitate și din biserica noastră sunt câteva surori acolo, în luna aceasta a haosului, a lipsei de definiții, o conferință despre ce înseamnă să fii femeie, ce înseamnă să fii mamă, ce vrea Dumnezeu și ce trebuie să fie doamnele de în societatea americană și în bisericile noastre.
ne întoarcem la esențe, ne întoarcem la lucruri fundamentale. Mulțumim Domnului că este tăticul nostru și mulțumim pentru tăticii pe care ne-a dat fiecăruia dintre noi și rugăm să ne folosească și pe noi să fim stabilitate pentru societatea și pentru biserica și pentru familiile noastre. Fiecare se roagă pentru el. Dacă ești soție, dacă ești mamă, roagă-te pentru soț, pentru cel care este tatăl copiilor tăi. Dacă ești copil, roagă-te pentru tata. Nu-l prețuiești astăzi, ți se pare că este o piedică în drumul tău către independență, libertate și afirmare de sine, așteaptă să moară și o să-ți fie dor de el așa cum ne este nouă și o să te ardă dorul după tata. Când ne-a dus acasă, când ne-a înfiat, Domnul Iisus ne-a învățat să ne rugăm o rugăciune care se numește rugăciunea domnească. O spunem mereu, haideți să o spunem și alții, că nu există o încheiere mai frumoasă. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin? Amin. Cei care suntem în familia lui Ava, dați mâna unul cu celălalt și spune, pace soră, pace frate, ne-a înfiat Dumnezeu.